Da, fericirea există, nu se caută, era ticiul pe care l-am stabilit sâmbătă. De sâmbătă am avut o întâlnire care mi-a schimbat puternic percepția în ceea ce privește noțiunea de fericire în comparație cu noțiunea de bucurie. Cine crede că sunt la fel? Bun. Vorbim de aici. M-au întrebat ce însemna pentru mine fericirea când eram copil mic. Era simplu. Să-mi câștige echipa favorită de fotbal, să iau notă 10 la școală, să mă trezesc dimineața cu micul dejun adus de mama la pat sau o îmbrățișare din partea persoanei iubite. Însă m-am maturizat, am crescut și am început să fiu mai simpaticos cu fericirile. Am început să fiu fericit dacă primeam bani de la locul de muncă, dacă avansam, dacă îmi cumpăram o mașină sau dacă primeam recunoaștere în momentul în care le vorbeam în fața oamenilor. Doar că aceste fericiri durau foarte scurt. Un minut, o oră, în cel mai bun caz, o zi. Și după aia se risipea acel sentiment de fericire. Și în momentul în care nu mai existau factorii externi care să genereze acel sentiment de fericire, și anume pleca persoana iubită de lângă mine, sau îmi pierdea echipa de fotbal, sau luam o notă mică la școală, sau eram criticat la locul de muncă, sau mă atașam de etichetele pe care alții le puneau asupra mea, și anume, omul ăla e mic, pitic, nu știe nimic, mă atașam de criticile pe care alții mi le ofereau, dispărea sentimentul de fericire și în locul lui apărea tristețe. Este o poveste despre un indian care se spune că în momentul în care trage cu arcul pentru nimic, el se folosește de întregul lui talent. În momentul în care trage cu arcul pentru o cataramă, începe să devină ușor nervos. Dar în momentul în care începe să tragă pentru aur, vede dublu deja. Nu se mai poate concentra. Îndemânarea lui a rămas aceeași. Dar din cauza că este atașat de premiu, el nu mai poate să se bucure de activitatea lui. De ce? Pentru că ne atașăm. Pentru că ne atașăm de persoane, pentru că ne atașăm de obiecte, pentru că ne atașăm de bani, de statut social, pentru că ne atașăm de recunoaștere, ne atașăm de părerile celor dragi, ne atașăm de membrii ai familiei și nu mai putem răzbi. Și toate aceste fericire mi-a dat seama că, de fapt, e doar o emoție de moment care răspunde unor stimuli din creier. Pe când bucuria e o stare pe care o simți în suflet și care poate să existe tot timpul și există tot timpul. Pentru că în momentul în care noi am născut, ne-am venit pe lume bucuroși. V-ați uitat la un copil care să fie supărat fără niciun motiv? Nu. Pentru că el e bucurie. Pentru că el, în momentul în care a venit pe pământ, fără să fie programat de toată societatea asta și de oameni din jur, el manifestă ceea ce este cu adevărat în esența lui. Ce este cu adevărat în sufletul lui. Și anume, bucurie și lumină. Însă societatea pervertește. Și îi spune că are nevoie de bani, are nevoie de statut, are nevoie de iubirea altora ca el să fie fericit. Și ca să obținem această bucurie, nu e nevoie să obținem nimic. E nevoie să renunțăm. E nevoie să renunțăm la atașamente. E nevoie să renunțăm la foarte multe lucruri. Și în continuare am să vă spun câteva dintre ele. E nevoie să renunțăm la nevoia de a avea dreptate. Preferați să câștigați o relație, o prietenie, decât să aveți dreptate. E nevoie să ne renunțăm la dorința de a avea control asupra propriei noastre vieți, pentru că Universul știe mai bine decât noi ce e bine pentru viața noastră. E nevoie să renunțăm la nevoia de a da vina pe alții și să asumăm răspunderea pentru tot ceea ce facem, pentru că noi suntem responsabili cu viața noastră. Și e nevoie să renunțăm la sentimentul de a ne plânge de toate lucrurile neplăcute care ne se întâmplă în viață. E nevoie să renunțăm la dorința de a impresiona pe altcineva, pentru a fi acceptați în societate. Să renunțăm la trecut. Să renunțăm la toate lucrurile neplăcute care s-au întâmplat în urmă cu câteva zile și care astăzi chiar nu mai au niciun sens. E nevoie să renunțăm, după cum spuneam, la atașamente, la obiectele materiale care nu ne lasă să mergem mai departe și să renunțăm la nevoia de a ne continua viața și a ne conduce viața după standardele altora, nu după standardele noastre. Anthony de Melo spunea că trei lucruri ne rețin în a trăi adevărata bucurie. Să răspunzi la ură cu iubire, să admiți că greșești și să-i accepți pe cei excluși.
Eu simt bucuria și experimentez în două situații preponderent. Unul, când sunt în natură și mă bucur pur și simplu de plăcerea celor cinci simțuri. Văd, aud, miros. Și în momentul în care las lumina sufletului meu să aprindă luminile din celelalte suflete. Și acest lucru îl realizăm la atelierul de Light Speaking, unde se întâlnesc 12 oameni și spun poveștile de viață cu scopul de a aprinde lumini în sufletele celor din jur. Vă invit și pe voi. Mulțumesc!